Din ce cauză apare durerea de gât? Bună, sunt Daniela Ionescu, medic ORL. Durerea de gât poate să apară în următoarele 4 situații. 1. O infecție respiratorie. Te doare gâtul, dar îți curge și nasul sau ai nasul înfundat, deci în contextul unei infecții respiratorii. 2. Dacă te doare gâtul dimineața fără să fii răcit, poți să ai nasul înfundat și atunci, dacă respiri pe gură, gâtul se inflamează. 3. Durerea de gât de o perioadă lungă de timp, fără să fii răcit, poate să fie legată și de reflux. Mergi la un gastroenterolog. 4. Poate să te doară gâtul dacă ești profesionist vocal și ai făcut un efort vocal prelungit. Dacă ai probleme cu gâtul, programează un consult la ORL.